Domnul Leonte, domnul Leonte. Vedeți confuzia? Da. Sigur că da. Mulțumim că ați acceptat să stați de vorbă cu noi, să ne cunoaștem reciproc, dar mai mult vă interesează bănuiesc să vă cunoască electoratul, nu? Sigur că sunteți da. Sunteți una din surprizele la care noi, cel puțin din presă, nu cred că ne așteptam. Un candidat venit din sânul social-democraților, să-l vedem independent la primărie. Spuneți-ne ceva despre dumneavoastră. Sunt bârlădean, sunt căsătorit, copiii nu mai am avut un singur băiat și din păcate nu mai este printre noi. În tinerețe am lucrat la fabrica de produse abrazive din Bârlad, ca maestru. Acum sunt pensionar. Tânăr pensionar, da. Și locuiesc în cartierul Podeni din municipiul Bârlad, unul dintre cele mai prăpăstioase, pot să spun așa, din două, cartierul Podeni și cartierul Munteni, care de mulți ani au fost lăsate în mai multă împaragină. Dar de ce ați renunțat la PSD? Din două motive. Primul motiv, ca în ședințele de Consiliu Local nu puteam să-mi exprim ceea ce gândeam eu. De multe ori eram nevoit să susțin anumite proiecte politice sau anumite ambiții politice. Ceea ce mie nu-mi place, nu este genul meu. A unor persoane din partid. Al doilea motiv care am plecat din Partidul Social Democrat este modul prin care se cheltuiau banii publici în cadrul primăriei. Mă refer la o mare risipă de bani publici care, după părerea mea, cred că banul bârlădeanului ar trebui cheltuit numai și numai în folosul bârlădeanului. Ați sesizat cumva această... Da, am sesizat. Am sesizat în campanie, voi și arăta că am sesizat de multișor timp, nu de acum. Da, aici, am mai observat intervențiile dumneavoastră și chiar la un moment dat de aici lipsa noastră de explicații, cum de ați hotărât așa brusc să plecați. Ăsta ar fi un motiv, adică puteți identifica un segment anumit pe unde s-au risipit banii publici? Da, sigur că da. De exemplu, chioșcurile din Piața Nouă Mai. O risipă mare de bani. Anumite proiecte care s-au plătit, deci mă refer la proiecte, studiu de fezabilitate, care nici până în ziua de astăzi nu s-au dus la bun sfârșit aceste lucrări. S-au plătit proiectele și au rămas în faza respectivă de proiect. Gen pista de biciclete, gen un proiect de piață, gen pe 2006 și multe, multe altele. Dar cu proiectul ăla, cu amenajarea locurilor pentru grătare, ce mai știți? Ce s-a mai întâmplat cu el? Aceeași treabă ca și cu ce v-am spus eu. Aveți ceva de reproșat cuiva anumit din PSD? Nu. Ați plecat cu ceartă de acolo? Nu am plecat cu ceartă, am plecat de bună voie. Nu. N-am ce să reproșez. Ați rămas cu foștii colegi? Am rămas în relații normale, în relații ferești, relații bune. Fiindcă eu nu sunt un om care... să mă cert sau să țin mânie, nu. Eu am alte principii de viață. Eu, de regulă, sunt un om serios, un om care mă țin de cuvânt, un om care vreau și mă repet aici, ca toți banii de la contribuabil să fie cheltuiți într-un mod cât se poate de bine, numai și numai în folosul bârlădenilor. Da, vreau să vă mai întreb și în condițiile în care veți ajunge consilier local, independent. Sau primar. Sau primar, da. Sigur că da.
Spuneți-mi cum credeți că o să vă înțelegeți, că bănuiesc că, după cum știți, pe liste sunt mici modificări la partide, adică la capitolul consilier. Da, cum să vă spun, dacă toate proiectele de hotărâri care sunt băgate în Consiliul Local pentru spre aprobarea consilierilor, sunt proiecte care vin în folosul comunității și numai în folosul comunității, fără ambiții politice, că l-a făcut nu știu ce partid și trebuia să-l fac eu, sau l-a făcut alt partid și trebuia să-l facă altcineva. Ai lasă foarte varianta asta, că nu mai fost inițiative venite din partea unora și asumate de alții. Bine, m-ați întrebat ce o să fac eu, dacă o să ajung primar. Deci, în acel moment, vă asigur că toate, și dacă proiectele vor fi discutate cu toți cei responsabili pentru vot, eu vă promit că o să treacă absolut toate proiectele care sunt numai și numai în folosul bârlădenilor. Care considerați dumneavoastră că este punctul forte cu care să zicem că ați putea să vă învingeți contra candidații? Păi, în primul rând, țin foarte mult la cheltuirea banului public, seriozitate și un bun gospodar. După cum ați văzut și aici, da, în curte. Bănuiesc că v-ați fixat o listă de priorități. Cam cu care ați începe? Care ar fi primele trei, să spunem? Da, deci eu nu merg pe mega proiecte, fiindcă toată lumea promite proiecte mari care sunt greu de realizat, deoarece nu depind numai de tine ca primar sau de tine ca și consilier. Depind de bani de la guvern, de bani de la județ. De aceea eu nu spun că una dintre priorități nu o să fie și șoseaua de centură. Dar nu, am spus că nu. Nu știu dacă... Deci și ea e o prioritate, dar nu poți merge pe această... Adică Suica și o prioritate. Trebuie să te gândești la străzile bârlădenilor, în primul rând, care sunt, cel puțin în aceste cartiere, sunt sub orice critică. Prin zona Cerbul de Aur, unde se adună apă continuu, prin zona Țuguiata, la fel. Trebuie gândit, sunt străzi care nu au apă curentă, care nu au canalizare, și trăim în secolul 21 și nu este normal ca un oraș ca Bârladu, care a fost elita județului cândva, să ajungă acum pe ultimul loc în județ. Ne-a luat o hușă înainte, văd că și Negreștiu au mai multe proiecte ca noi, nu vorbesc despre Vaslui, care Vasluiul... De ce credeți dumneavoastră că nu s-au implementat proiecte de finanțare europeană? De ce? Fiindcă... Părerea mea personală este că au fost niște interese care nu au permis... Nu s-a dorit sau nu s-a putut? Nici nu s-a dorit, nici nu s-a putut. Eu vă spun sincer. Dacă va avea. Oricum, eu zic că nu prea curând va avea. Deci de asta am și spus că eu ca o prioritate pentru proiectele mele viitoare. Dacă voi ajunge primar sau consilier. Deci acești bani depind în primul rând de la guvern, trebuie în bugetul trecut, adică ca finanțare. În bugetul țării, care nu depinde numai de noi. Și cum vedeți dumneavoastră, există vreo posibilitate de a forța mâna guvernului să dea... Bineînțeles că este o problemă. Trebuie, trebuie mers și sta toată ziua la ușile ministrului. Absolut, toată ziua. Că dacă te duci astăzi și după aia te mai duci peste 6-7 luni, niciodată n-ai să reușești să faci ceva. Și nu numai cu acest proiect, cu toate proiectele care trebuie făcute pentru bârlădeni.
Sunt străzile care trebuiesc asfaltate de la A la Z. Canalizarea Bârladului și apa potabilă sunt vechi de ani de zile, care trebuiesc înlocuite. Eu îmi pun întrebarea, cum în celelalte orașe ale țării, inclusiv Vasluiu, s-a putut schimba rețele întregi de canalizare, rețele întregi de apă potabilă și în Bârlad nu am putut măcar jumătate din ele. Ca să putem asfalta după aia străzile ca lumea, cu firme capabile să facă o lucrare de bună calitate și totodată cei care trebuie să urmărească aceste lucrări în Bârlad să le urmărească ca lumea. Mă refer la compartimentele primăriei, care, după părerea mea, nu prea se implică în urmărirea calității acestor lucrări. Credeți că la nivel local se poate guverna fără un partid în spate? Da. Da. Eu vă dau exemplu meu, fiindcă în momentul când vii cu proiecte concrete, care aceste proiecte vin din partea bârlădenilor. Cel mai bine și cel mai bine problemele Bârladului le cunosc bârlădenii. Omul care se lovește zi de zi în cartierul lui, pe unde merge, pe unde se duce la piață, pe unde cumpără și așa mai departe, el știe cel mai bine ce îi trebuie. Și toate aceste propuneri din partea bârlădenilor trebuie neapărat puse în practică și trebuie neapărat făcute. Dacă ar fi să conturați un portret de primar, cum ar arăta acesta? În primul rând trebuie să fie un bun gospodar. Trebuie să fie serios. Să nu promită niciodată ce nu poate să facă și să aibă foarte, foarte, foarte mare grijă de cei nevoiași și neputincioși. Mă repet, cei nevoiași și neputincioși, nu cei care nu vor să muncească. Păi, legile acestei țări ajută pe cei nevoiași. Da, dar de asta noi suntem puși sau aleși ca primari sau ca și consilieri și este un compartiment în primărie care se ocupă. Adică considerați la ora actuală că în cel puțin la nivelul municipiului Bârlad este încurajată nemunca? Da. Da, la nivelul județului. Și mai mult. Și mai mult, da. 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 Deci, vă se pare curios că am spus așa ceva? Nu, eu spun adevărul. Eu spun adevărul. Păi mie mi se pare că numărul asistaților sociale este cam mare la nivelul populației bârlădene. De asta trebuie neapărat mers pe un proiect pentru crearea locurilor de muncă, ca bârlădenii și copiii bârlădenilor să aibă unde munci, să nu mai plece nicăieri. Deci, prin aducerea câtor investitori, nu mă refer la investitori coloși, nu, da. Mici. Undeva un 50 de locuri de muncă, undeva un 30 de locuri de muncă, undeva un 40 de locuri de muncă. Date câteva facilități, mă refer la chirii mici, eu știu, astea care depinde de primărie. Care depinde de primărie. Nu ne putem băga peste codul fiscal. Vorbesc numai și numai despre ce putem la nivel de primărie. Mie mi se pare extraordinar de mare aceste taxe care am povărat foarte mult mediul de afaceri bârlădean. Mă refer la micii buticari, mă refer la taxele care s-au pus pentru unitățile de alimentare, care eu n-am fost de acord cu așa ceva.
Au fost modificate, dar cum au fost modificate? Vă duc scandal, că l-am făcut noi. Cum au fost modificate? Toți, fiindcă s-au modificat la 30 ceva de zile după 1 ianuarie, toți plătesc 3.800.000 sau 380 de lei, cum se spune. Da. Plus 8 lei metru pătrat. E, 8 lei metru pătrat mi se pare mult. Ca la 50 de metri pătrați să plătești un 400 de lei sau un 4 dar milioane. Dar asta e doar alinierii la prevederile fiscale la nivel central. Nu. Vă spun de ce nu. Fiindcă Lidl plătește tot o taxă pusă de către primăria Bârlad de 960.000 sau 96 de lei. Și Lidl are o vânzare extraordinară de mare. Aceeași taxă plătește și un PECO, care desfășoară activitatea pe teritoriul municipiului nostru și are la fel vânzări extraordinar de mari. Dar un chioșculeț de asta sau o crâșmuliță mică ca să plătească, eu știu, de nu știu câte ori mai mult față de un om, adică un o afacere mai dezvoltată, mi se pare enorm. De asta spun că și cei mici care lucrează să plătească taxe mici, că atunci obligat, el nu o să mai lucreze el, o să aibă de unde plăti un angajat. Și atunci se creează într-un loc încă un nou loc de muncă, în altă parte încă un nou loc de muncă și astfel bârlădenii o să aibă mai multe locuri de muncă și... Propunerile astea în care veniți acum dumneavoastră în fața electoratului, le-ați făcut în cadrul PSD-ului? Cât timp ați fost acolo? Cum a fost Păi de multe ori, de exemplu, le-am făcut în cadrul Consiliului Local, nefiind de acord cu aceste taxe. Consiliul Local era plus, păi, normal, primăria și consilierii trebuia să înțeleagă ce spuneam eu, ca să poată vota taxe mult mai mici decât sunt acum. Da, eu vreau să vă mai întreb. Astăzi subiectul zilei este decizia Curții Constituționale, vizând alegerile dintr-un tur sau din două tururi de scrutin. Care va avantaja? Ăsta cu un singur tur? Și într-un singur tur și în două tururi, electoratul trebuie să voteze pe cel mai bun din cei care își depun candidatura. Deci ei trebuie să fie foarte, foarte, foarte atenți la ce votează, că soarta orașului Bârlad pe o perioadă de 4 ani de zile va fi în mâna celui pe care ei îl votează acum. Cum estimați prezența la vot? În jur de 55%. Oho! Da. Da, vă spun, fiindcă știți de ce vă spun asta? Fiindcă sunt mulți independenți și la primari și la consilieri și multă lume care era nehotărâtă să meargă la vot, acum vor ieși pentru candidații independenți. Domnule Leonte, trăim vremuri foarte tulburi. Observați că primarii au rămas în stand-by. Dacă te duci și insiști, cum ziceți dumneavoastră, veți rupe ușile, s-ar putea să fiți acuzat de trafic de influență. Dacă duceți un buchet de flori la șeful de la un cabinet de pe acolo, dar e luare din mită. Cum o să procedați? Că vedeți, primarii au cam stagnat acum cu insistențele astea. Eu, de exemplu, nu sunt învățat nici cu buchet. Ba da, ciocolată și flori se dă de ziua cuiva. Asta nu este nicio problemă. Dar nu mi se pare... Se poartă, dar mie nu mi se pare normal ca să rezolve o problemă fie ea și personală, nu numai pentru un oraș. Să dai la cineva ceva. Eu, de exemplu, nu am luat niciodată, de asta și candidez, fiindcă
Nimeni nu poate să-mi spună mie că am luat vreodată ceva sau am dat vreodată ceva. Dar vedeți că jumătate din primarii ăștia din România sunt corupți, sau cel puțin așa rezultă. Își trag ponoasele acum. Cercetați. Mă rog, cercetați. Da. Credeți că nu, că vă veți descurca dacă ajungeți primar să nu, știu eu? De asta și candidez. Bârlădeanu trebuie să meargă la primărie ca la el acasă. Nu trebuie să meargă să fie frică că ajunge în fața primarului sau viceprimarului sau, eu știu, a unui salariat de acolo, de la un compartiment și să lea respectivul la întrebări și așa mai departe. Ce a căutat și pentru ce a venit acolo. În primărie, fiecare salariat trebuie să vorbească foarte, foarte frumos cu Bârlădeanu, fiindcă toți banii de la primărie sau majoritatea banilor primăriei vin de la contribuabil, prin taxe și impozite. Care este sloganul dumneavoastră de campanie? Păi, ce slogan? N-am fixat. Oricum, am o echipă de campanie tânără. Dar cum o să desfășurați dumneavoastră campania? O campanie liniștită, fără durități, să le zic așa. Mai mult cred că populația Bârladului este interesată de ce vom face. Ați avut întâlniri cu cetățenii până acum? Bineînțeles, fiindcă semnăturile mi le-am strâns singur. Și ce vă spun? Majoritatea, v-am spus, ies la vot acum pentru să voteze candidații independenți. Majoritatea. Mai ancorat dumneavoastră în problemele și administrative și astea direct sociale, când mergeți și stați de vorbă cu oamenii, ați reușit să identificați care este cea mai mare problemă a orașului? În momentul de fapt. Cea mai mare problemă a orașului este sărăcia în care trăiesc bârlădenii. Și de aici apar tot. Da, dar din perspectiva unui viitor primar, care poate ridica nivelul de trai. Ce v-am spus? Deci trebuie făcut în așa fel încât câțiva investitori de tale mică să vină în Bârlad, să formeze câteva locuri de muncă, după aceea banii contribuabilor, vă spun și vă repet, trebuie cheltuiți fiindcă banii au fost și sunt, dar trebuie foarte bine grămuiți. Nu poți să faci într-un an de zile totul, dar dacă o iei pe bucățele și pe cartiere, într-un an faci o stradă, două într-un cartier, aduci apă, canalizare într-un cartier, te mai muți și în alt cartier, mai faci ceva, Bârlădeanu o să fie mulțumit până la urmă. Se vorbește de foarte multe ori, de foarte multe vreme de canalizarea Munte-Podeni. Numai din 2008 încoace, 8 ani de când se vorbește și până acum nu s-a făcut nimic. Ne scriem de vreo 15 sau așa. Eu ce zic? Eu vă spun că în cartierul Poden, cel puțin, aici în zona asta unde este canalizare, se puteau canaliza câteva străzi fără eforturi foarte mari din partea Acuavasă. Care a fost colaborarea? Ca și colegii de Consiliul Local. Cu parlamentarii bârlădeni? Cu parlamentarii bârlădeni. V-ați întâlnit vreodată în Bătoane? Păi cu domnul Solomon, care era și președintele de organizației PSD Bârlad. Credeți că trebuie să existe o relație strânsă de colaborare între primar și parlamentari? Adică o comunicare? Este normal să existe o colaborare cu toți. Indiferent de culoare politică. V-am spus că tot rău apare de la ambițiile politice. Că eu trebuia să fac aia sau eu trebuia să fac aia și de ce face aia ăla și n-am făcut eu. Sau dacă a venit cineva cu o idee bună, nu, n-a fost ideea mea, nu mai punem în practică. Aceste lucruri trebuie să dispară. Ce este bun pentru bârlădeni, trebuie să facem, indiferent cine vine cu propunerea.
că a venit din partea unui partid sau altui partid sau unui independent. De ce credeți dumneavoastră că s-a ajuns la situația asta? De a fi pus față în față, iată, veni să zicem de la Liberare o propunere și PSD-ul o respinge. Nu știu, de la PSD o propunere și o respinge. Și ce vă pot spune atât că cu vreo 10-12 ani înainte nu era așa. Atât vă pot spune. Era o colaborare, era o colaborare strânsă. Și de ce credeți? Și să spuneți să face politică în Consiliul Local. Nu, nu. Am spus că se face politică. Dar eu nu se făcea politică și se făcea administrație, eu mai am o părere a mea și de asta aș ruga electoratul să fie atent când votează. Consiliul Local să nu fie numai de o culoare. Consiliul Local este bine să fie... Consiliul Local este bine să fie și cu independenți. Cel mai bine ar fi cu mulți independenți să fie. Și de la fiecare partid, câte 2, 3, 4, 5 de fiecare, mai mult nu. Ca să poată să fie o opoziție, adică să poată fi puse în practică toate proiectele, absolut, absolut toate proiectele. În momentul când ai o majoritate prea mare, nu este bine pentru Bârlădeni. Mai aveți contracandidați independenți. Îi cunoașteți? Cu ce? Da, îi cunoașteți și cu ce sunteți dumneavoastră mai bun decât ei? Păi, eu v-am spus aturile mele, un bun gospodar, serios. Și trebuie să-i cunoașteți pe ei, că ei n-ar fi gospodari și serioși. Pentru că aseară și domnul Lefter tot la fel spunea, adică... Electoratul o să decidă și cel mai bine v-am spus, dacă ești... Păi un nas în mânecă ce... Cel mai bine dintre contracandidații pe care o cunoașteți domnul Solomon, nu? Ăsta e asul dumneavoastră de mânecă. Nu pot spune că e asul meu de mânecă, dar... În campanie... Cunoscându-l atât de bine, da? Păi... Membru PSD am fost din 2000. Deci am, sigur, am vechime. Întotdeauna când ajungi primar, nu trebuie să te gândești numai tu că ești bun gospodar, că ești serios și așa mai departe. Trebuie să ții cont și cu ce oameni lucrezi. Echipa, deci. După părerea mea, oamenii care lucrează acum într anumite structuri nu cred, nu numai din primărie, și din celelalte structuri care sunt pe lângă Consiliul Local, mă refer în primul rând la piață, care sigur că da. Și oamenii respectivi, dacă nu sunt măcar un 70-80% nu au calitățile tale, lumea aia este nemulțumită. Domnul Ciorchinu știe? Păi probabil că o să afle. Nu putem acum să divulgăm totul. Probabil că o să afle. Sunteți o persoană, veselă, comic, de obicei, așa? Da. Ne spuneți nouă un banc politician? Cu politicieni chiar nu știu. Am fost politician de asta, nu? N-am vrut să-i auzi. Vă mai curtat și alte partide când au aflat că... Sincer, spune, da. Dar... Și de ce l-a spus, nu? Fiindcă de regulă, dacă am decis să plec din PSD, să candidez independent, nu m-am putut întoarce. Merg pe... Sigur că da. Dar aveți nimic de reproșat nimănui din PSD? Nu, fiindcă... Da, eu, cum eu am lor să le reproșez, așa poate au și să reproșeze mie.
Și v-am spus, electoratul nu trebuie să audă de la noi ce avem noi de reproșat. Eu nu știu cui și nu știu cine mie. Aia spuneați dumneavoastră la un moment, dacă aveți dovezi că s-au sifonat bani publici. Bă, s-au risipit, am spus. S-au risipit. Da, sigur. Probabil că în campanie va trebui să explicați și cum. Care. Absolut, sigur. Dar deja am explicat. Deci eu sunt pregătit pentru așa ceva, fiindcă... Nu, n-am explicat numai verbal. Și scris. Da, cam nu e, campania nu a început încă și nu putem să... Este totuși o perioadă de pre-campanie, n-a început. De pre-campanie, sigur, zici, sigur. Ne-a spus că aveți un staff de campanie foarte tânăr, sunt... Fiindcă mai în vârstă sunt eu. Sunt cunoștințe sau vă ajută pur și simplu... Sunt cunoștințe și sunt și oameni care s-au alăturat pe parcursul cât am adunat aceste semnături, care vor neapărat să mă ajute. Noi să fim o să facem o campanie disciplinată, fără mizerie, cum se spune... Fără atacuri. Fără atacuri, da. Știți, culmea, toți au promis. Nu, dar măcar așa puteți să faceți într-o seară, știu, sau sunteți presă totuși, nu? Puteți spune. Apropo de când da. Suntem presă, ia, da. Cum vedeți dumneavoastră rolul media din Bârla, cel puțin la ședință din Consiliul Local? Că păi, acolo ne-ați cunoscut cel mai bine. Eu vă spun sincer. De exemplu, în multe ședințe, mă refer numai la mine, eu nu am fost de acord cu anumite chestiuni. Așa. Respectiv. Niciodată presa nu m-a întrebat sau cum ar să spune, n-a contribuit acum. Nu, dar cel puțin eu am scris din modul român. Nu, dar eu mă așteptam. Eu mă așteptam să mă întrebați, să intrați. Da, să mă întrebați, să știți exact părerea mea. Lăsați încă membru PSD, dacă vă întrebam pe dumneavoastră, trebuia să spuneți ceva. Odată ce am avut curajul să nu fiu de acord cu ceva într-o ședință, fiți sigur că vă spun așa dumneavoastră de ce. Deci unui consilier PSD trebuie curaj ca să spună altfel. Nu numai unui consilier PSD, unui consilier în general. Deci de asta, și de asta am spus... să intre în Consiliul Local cât mai mulți independenți ca să poată să-și pună părerea, ceea ce gândesc, să vină cu propuneri din partea bârlădenilor, din cartierele unde trăiesc. Eu, de exemplu, un Consiliu Local îl văd cu reprezentanți al fiecărui cartier din municipiul nostru. Ca el... Dar de parcă așa era. Un consilier avea... o zonă de lucru. Nu, adică să locuiască acolo. Nu da, să... Absolut, absolut. Deci când un partid își face o listă, să unul din Podeni, unul din Munteni, unul din Țugueta, unul de la Gară, unul din centru, unul... Nu așa, 3-4 din centru, nu știu câți de nu știu unde și rămân cartiere neacoperite ca și reprezentant în Consiliul Local. El când vine sau când merge acasă, eu știu, când merge prin cartier, lumea să știe că este consilier local și poate veni cu tot felul de propuneri și cu tot felul de... care interesează pe fiecare. De ce credeți dumneavoastră că politicianul odată ajuns într-o funcție nu mai coboară la nivelul cetățeanului care l-a trimis acolo? Asta este un lucru foarte rău care... fiindcă minte cetățeanul, după părerea mea. Deci, în momentul când unui om în campanie îi promiți ceva, trebuie să te ții de cuvânt. Normal ar fi să-ți dai demisia după un an de zile, după ce dacă faci altceva decât ai promis cetățeanului. Era și proiectul ăla legislativ cu minciuna din campanie să pedepsească plenar. Ar fi nu știu, nu, eu aș susține să-și dea demisia. Ce credeți, să va încerca fraudarea alegerilor, că știți, se poartă? Cum să vă spun eu, dacă o va face cineva, o va face pe riscul lui. Dar, și nu cred. Noua lege electorală care nu mai permite
așa, știți, dumneavoastră, tricouri, blichete și alte chestii. Este un lucru foarte bun. Deci campania electorală... Crezi că va fi una mai transparentă dacă... Campania electorală nu trebuie făcută cu bani mulți. Omul trebuie să te cunoască. Omul trebuie să te știe, omul sau bârlădeanul trebuie să-ți cunoască toate calitățile tale, de bun gospodar, de bun manager, de anturajul tău. Acum, în campanie, toată lumea se laudă. Voi face, sunt așa, sunt așa. Ei, dacă bârlădeanul cunoaște altceva despre tine, să nu te voteze. Să voteze pe cel care consideră el că este cel mai bun. Nu cel care cheltuie cel mai mulți bani. Că și banii ăștia, dacă ia, ei cheltuie, dar trebuie pusă în problema de unde ai. În cazul unora, cam da. Cam la toți, nu numai în cazul unora. De unde ai dacă cheltui? Eu, de exemplu, n-am să merg pe eu principiu... Nu-s politice să l-ai, să știu. Da, absolut. Da. Eu, de exemplu, nu merg pe principiu să cheltui mulți bani. Ați văzut ce spunea Sorin de Cuvântul acu recent? Zice că uite-te la un candidat, cu cât îl vezi mai prezent în spațiu public, cu atât ai mai corupt. Păi absolut, sigur că da. Sigur că da. Sigur că da. Că orice apareți într-un spațiu public costă bani, nu? Costă bani. Și de unde ai ca să ajungi acolo? De exemplu, nici cu... Eu nu zic un afiș pus, eu știu, pe un geam la un magazin privat, dacă îți permite respectivul... Proprietar, da. Dar cum era înainte, toate cutiile de gaz, tot stâlpii din Bârlad, tot nu știu ce, nu. Bene, care erau niște bani cheltuiți cu care cu acei bani se puteau face multe lucruri pentru oameni nevoiași. Multe, multe lucruri se puteau face. Azi le puneai, la noapte le rupeai. În campania trecută, când ați mers la alegeri din partea PSD-ului, de exemplu, dumneavoastră, de ce anume v-ați ocupat? Gândesc că în orice formație politică, dintre candidații la Consiliul Local, care susțineau primarul, din echipa primarului. De regulă, fiecare avea grijă de cartierul respectiv. De. Adică de la liberea de afiș și toate alea. Era și o echipă care se ocupa cu treaba asta, dar era... Cum se face cu o campanie normală? Eu întotdeauna am făcut o campanie liniștită, nu m-am certat cu nimeni, n-am făcut absolut nimeni. V-a prins bine că aveți atâția ani de politică în spate? Credeți că păi, în primul rând și în primul rând, dacă nu aveam 8 ani de consilier local, nu puteam și nu aveam curajul să depun candidatura ca și primar sau ca și consilier. Fiindcă, păi eu ce zic, fiind consilier, înveți ceva din administrația publică, din numai să citești așa, nu, fără să ai un pic de experiență. În ședințele de consiliu te lovești cu tot felul de proiecte, de hotărâri, cu tot felul de păreri și asta e cel mai bine. Adică tu spunea să nu vă controbăim așa, ia explicați-mi cum a fost cu votul pe transportul public acolo. Acolo ați avut o intervenție... Cu votul, cu transportul public, ce a fost acolo? Mi s-a părut dubioasă acea clauză care oferea unui anumit, să-i spunem... Participant sau concurent la licitație, așa, un anumit punctaj, care, după părerea mea, era o clauză abuzivă. Și nu poți să treci cu vederea, mai ales când este vorba de transportul public al unui oraș, în care bârlădeanul trebuie să meargă în condiții foarte, foarte bune, să fie autobuze noi, conform caietului de sarcini, și ca cineva să câștige cu 90 de puncte, așa, mi s-a părut un furt și eu nu sunt de acord cu așa ceva.
Ulterior s-a revenit. Acum ați mai urmărit subiectul, spuneți că e de o importanță foarte mare, da? Pentru comunitate. Da, da. Am acordat o atenție pe măsură subiectului. S-a revenit ulterior. Cum ați văzut acum asta, că s-a desfășurat licitația asta? Păi acum mi s-a părut că s-a... Și eventual dacă vă așteptați la alte instrucțiuni. În momentul când sunt lăsați să participe la o licitație mai mulți concurenți, licitația este mult mai... sau corectă. Nu este mult mai corectă, este corectă. Și fiecare din participant la acea licitație respectă atât regulamentul de organizare a transportului în comun în orașul respectiv, cât și caietul de sarcini. Mă refer la autobuze de ultimă generație, mă refer că trebuie făcute niște stații moderne, mă refer la că a scăzut prețul la un leu. Vreun comentariu cu subiectul ăsta aveți? Probabil că... Dacă ați dat timp să aveți cu doi și deodată... Păi e, nu știu, motorina n-a scăzut, dar prețul s-a dat, înseamnă că prețurile erau umflate, cum e în toată țara. Și cum e și în Bârlad, și la apă, și la gunoi, și la toate cele. Și cel care suferă este bârlădeanul. Și n-ar trebui să fie bârlădeanul cel care suferă. Ca și primar, credeți că ați pomenit de apă. Credeți că ați putea interveni vreodată să scădeți prețul apei? Păi sigur că da. În primul rând și în primul rând la calculația de preț a metrul cub de apă consumată, să mai scadă acel coeficient, nu numai de cele de curenție, acel coeficient de profit. Fiindcă nu cred că e cazul ca Aqua Vas sau cupul, nu știu ce, să aibă... Păi pierderile trebuie să-și facă treaba, ca să nu fie pierderi așa de mari. Deci trebuie să, în primul rând, să... Indicele de corecție. Acolo îți pierde amortizare. Din coace pe profit, e altă chestie. Pe profit. Deci profitul, în loc de, eu știu, 5, 6, 7%, poate fi 1%. În al doilea rând, ei trebuie să-și investească, să-și cumpere utilaje performante, care să consume combustibil puțin, să nu numai combustibil, dar și eu știu pompe la apă, sigur că da, utilaje pentru săpat, sunt multe care se pot îmbunătăți sau în... Absolut, 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 utilaje. Absolut, care absolut. Care considerați dumneavoastră că este lucrul cel mai bun făcut în Bârlad și la care ați participat, adică ați contribuit, ca să spun așa, cu votul dumneavoastră? Dacă s-a făcut. Dacă s-a făcut. Păi cel mai bun, spune, cu votul meu, este licitația cu transportul în comun. Dar să o vedem dacă e gata. Păi sperăm să fie gata. Mai e o problemă, de exemplu, care trebuie luată în atenția viitorului primar. Acea apă care curge pe mijlocul Bârladului și care de multe ori nici măcar nu se cosește iarba din ea. Nu mai vorbim de o decolmatare. Absolut, absolut. Care este în centrul Bârladului și dă celui care vine în Bârlad să viziteze Bârladul, îi lasă un gust amar. Da, și eu am o ultimă întrebare. Care ar fi mesajul dumneavoastră către bârladeni? Să iasă la vot, să voteze candidații independenți, fiindcă ei vor avea curajul să spună absolut tot ce dumneavoastră doriți să se facă în Bârlad. Mulțumesc.